Codul rutier ar putea fi schimbat. Polițiștii vor pedepse mai mari pentru șoferii care încalcă legea în trafic. În următoarele luni, agenții de la rutieră vor să înăsprească sancțiunile pentru vitezomani și să introducă noi amenzi pentru cei care conduc agresiv. Accidentele produse în lanț anul acesta i-au făcut pe mai mari din Ministerul Afacerilor Interne să propună modificarea codului rutier. În acest sens, a fost depus un proiect de ordonanță de urgență, care vizează, în principal, majorarea sancțiunilor existente în legislația rutieră sau introducerea unora noi. Poliția cere sancțiuni dure pentru fleșuri, șicane în trafic și vrea o altă limită de viteză. Dacă ar fi vorba după mine, cum fac și eu, nu e normal, dar după lege zice că restricăm lor, cum să vă zic, îi avertizăm și în felul ăsta oamenii nu mai sunt prinși. Și probabil că la asta se referă ei. Dar eu mai fac chestia asta. Când văd, dau și eu fleșul la ceilalți și tot așa ne transmite de la unul la altul. Dar cei care își fac contre în trafic, ce părere aveți? Aia nu sunt de acord. Pentru faptul că văzut probabil la Caraca, la altă ieri, acum vreo 3 zile, s-au șicanat tirul cu mașina aia utilitară și a intrat utilitara în el și a omorât tatăl. O părere foarte bună. Pentru că se întâmplă multe accidente în țară și eu zic că este binevenit. Șoferii care nu conduc civilizat ar urma să fie amendați chiar și cu 2.900 de lei dacă poliția reușește să schimbe codul rutier. Pentru prima dată apare termenul de conducere agresivă. Sunt de acord cu deciziile care le va lua poliția, dacă le vota Parlamentul. Ați văzut că unii șoferi sunt violenți. Sancțiuni drastice prin suspendarea permisului pe mai multe luni, că altfel nu învață nimic. De la 5-6 luni încolo. Pentru alcool să nu-i mai dea niciodată permis. Poliția vrea sancțiuni mai dure și pentru vitezomani. Acum șoferii pot rămâne fără permis 90 de zile dacă depășesc limita de viteză cu 50 de km la oră. Noul cod rutier vine cu încă un prag de viteză.